Să ne ridicăm în picioare, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din 2 Timotei, capitolul 4, începând de la versetul 9 până la finele capitolului. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 9. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci mi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o la Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele din piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ține în socoteală lucrul acesta.
Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca, ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Erast a rămas la Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet. Caută de vină înainte de iarnă. Iobul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, harul să fie cu voi. Amin. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de sfârșitul unui an și m-am gândit că sfârșitul unui an este un prilej foarte bun să vorbim despre sfârșitul unei vieți, sfârșitul unei alergări. Sfârșitul unei lucrări. De fapt, textul pe care l-am citit în dimineața aceasta este din ultima epistolă pe care o scrie Apostolul Pavel înainte de a fi martirizat, înainte de a muri. Practic, sunt ultimele lui cuvinte. Și partea aceasta din capitolul 4 pe care am citit-o conține câteva lucruri foarte importante care vorbesc despre sfârșitul unei lucrări. Nu începutul definește o lucrare, ci sfârșitul ei. Nu începutul definește o viață, ci sfârșitul acelei vieți. Trebuie să sfârșim bine. Nu contează cum am început. Uneori am început slab, am început descurajat, am început târziu. Dar felul în care terminăm va fi modul în care vom fi judecați de istorie, dacă vreți. Modul în care terminăm. Și trebuie să terminăm bine. Haideți să vedem câteva lucruri care îl caracterizează pe Pavel la sfârșit de drum. Să vedem că zilele acestea de încheiere a unei călătorii, așa, nu sunt ușoare. Pavel se confruntă cu descurajarea și cu singurătatea. Numele lui Dima, despre care Pavel spune că l-a părăsit și a plecat pentru, din dragoste pentru lumea de acum, zicea Apostolul Pavel, îi provoacă o mare durere Apostolului Pavel. Numele lui Dima este folosit de 3 ori în Noul Testament și de 2 ori în legătură cu prima dată când a fost închis Apostolul Pavel. Dacă citiți în Coloseni, capitolul 4, versetul 14 și în Filimon, versetul 24, Dima apare aici ca un om care îl slujește pe Apostolul Pavel. Este un împreună lucrător. Are o reputație bună, mai ales în Coloseni, se vorbește foarte pozitiv despre omul acesta, despre Dima. Dima este o sursă de încurajare pentru Pavel la prima lui judecată. A treia mențiune însă este în textul de astăzi și Dima este împreună cu Apostolul Pavel la Roma, se pare că a venit la Roma cu ajutorul Apostolului Pavel, dar văzând circumstanțele în care se găsește Marele Apostol, l-a părăsit. O interpretare ar fi că Dima ar fi plecat corupt de bogățiile acestei lumi. Cine știe ce afacere i-a dat peste el sau el peste ea, nu? Și l-a abandonat pe Apostolul Pavel din dragoste pentru lumea de acum. S-a realizat băiatul acum, nu? Și a ajuns om. Om s-a făcut, nu? Asta este o interpretare. O altă interpretare este că Dima s-a temut de Nero și de persecuțiile care le lansase acesta împotriva creștinilor, știa ce se va întâmpla în viața Apostolului Pavel, urmează moartea, urmează martirizarea și aș vrut să-și scape viața. Asta altă interpretare. Am și una personală. Cred că Dima a vrut să fie un om normal. A vrut să aibă și o viață normală. Din dorință de normalitate, cred eu că a vrut să fie, aibă și el o familie, a vrut să aibă și el o casă, a vrut să trăiască și el ca toți oamenii, pentru că dacă te pui în papucii unui misionar ca Apostolul Pavel,
ăsta n-are casă, n-are masă, mănâncă când primește ceva, îl persecută toți, fuge dintr-o cetate, se duce în alta. E o viață îngrozitor de grea. Privind la viața Apostolului Pavel, noi ne uităm cu ochii realizărilor acestei vieți, marele Apostol Pavel, epistole, misiunile care le-a făcut, dar când ne gândim la omul Pavel, viața pe care duce Apostolul Pavel nu este absolut deloc de dorit. Nu? Cine și-ar dori o asemenea viață? Citiți lista suferințelor lui și o să vă îngroziți. Pentru că nouă ni s-a dat harul nu numai să credem în Iisus Hristos, ci să și suferim împreună cu Iisus Hristos. Și partea asta nu cam ne place nouă. Am început să cred că Dim a vrut să fie și el om normal, nu? De atâtea ori mi-am dorit să fiu și eu om normal. Să intru în normalitate, pentru că în second tide să te critique toată lumea, să te arate cu degetul toată lumea. Ești ținta tuturor relelor care le poți să le facă frații, nu? Și credeți-mă că să pricep. La un moment dat vrei să ai și tu o viață normală, domnule, nu? Să vezi la biserică, să te lase lumea în pace, pacea Domnului, pacea Domnului, te duci acasă și tot e ok, nu? Vrei și să dormi și tu o noapte de la începutul ei până la sfârșitul ei, nu? Vrei să ai o viață normală. Nu știu dacă asta s-a întâmplat sau nu, dar bănuiesc eu că ăsta vreau să fie normal. Nu știm exact de ce l-a abandonat pe Apostolul Pavel și a plecat și asta i-a produs foarte multă suferință Apostolului Pavel. Are nevoie, mai ales la vârsta lui, este înaintat în vârstă, este persecutat, are nevoie de companie. Nu-i place singurătatea nici lui. Unul dintre cele mai groaznice lucruri este singurătatea. Și Pavel ar vrea să fie și el împreună cu ceilalți, dar când se gândește la prietenii lui și la tovarășii lui, pe Crescens l-a trimis în Galatia, pe Tit în Dalmația, pe Tihic în Efes, pe toți oamenii cu care s-ar fi putut înțelege bine, cu care ar fi putut face o lucrare. I-a trimis pentru că nevoile lucrării lui Dumnezeu din alte părți îi chema pe oamenii aceștia. Aceștia nu l-au abandonat pe Pavel, așa cum l-a abandonat Dima, dar trebuia să fie în altă parte, îi cerea câmpul Evangheliei pe oamenii aceștia, în timp ce persecuția se răspândește, era nevoie ca oamenii aceștia să fie undeva și să-i încurajeze pe frați, să fie în altă parte. Cred că Pavel a trimis pe Tihic să-l înlocuiască pe Timotei, pentru că acesta era invitat acum să vină la Roma. Vină aici, am nevoie de tine, caută de vină curând la mine, Timotei. De aceea l-a trimis pe Tihic să-l înlocuiască pe Timotei, ca să poată veni Timotei la Roma. Versetul 11, numai Luca a rămas cu mine, spune Apostolul Pavel. Nu este chiar singur. Este de admirat curajul lui Luca. Cred că și Luca era doctor, nu? Și ăsta ar fi vrut să ducă o viață normală de doctor, nu de misionar. Luca își riscă și el viața, riscă să fie și el închis împreună cu Apostolul Pavel, dar rămâne alături de Apostolul Pavel. Faptul că noi știm foarte multe despre Apostolul Pavel este faptul că acest doctor l-a urmat în călătorie pas cu pas și a scris, îmi închipui că în fiecare seară undeva la focul unei lumânări și a scos o foaie de pergament și a notat ce s-a întâmplat astăzi. Așa avem noi informațiile despre lucrarea Apostolului Pavel, pentru că Luca este alături cu el în fiecare zi. Pavel are nevoie și de mângâiere personală, are nevoie de câteva lucruri. Se apropie iarna, versetul 21, caută de vină înainte de iarnă. Vine iarna, vine frigul. Și să știți că și la Roma este frig. Unul dintre cele mai teribile friguri care le-am îndurat a fost în Italia. Am plecat la sfârșitul unui martie împreună cu soția la o conferință în Italia și nu știu de ce
nouă din Arizona, așa credem noi, că peste tot unde ne ducem e fain ca la noi, nu? Aroma, Italia, nu? Imaginea este vreo plajă, soare. Și ne-am dus îmbrăcat destul de subțire, am supraviețuit cu haine de împrumut și am tras o răceală din aia că numai pastilele europene m-au pus pe picioare. Vine iarna și Pavel îi scrie lui Timotei, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa. Treci pe la Troa și du-mi mantaua. Pentru că mantaua folosea și ca învelitoare noaptea, era și plapuma, și haina și plapuma. Era făcută din lână groasă, era foarte bună iarna și mai ales într-o temniță neîncălzită, ar fi fost o mare binecuvântare. Dar nu numai atât, Pavel are nevoie și de instrumentele de studiu. Dum cărțile, zicea el, dum cărțile mai ales acelea din piele. Probabil că erau cărțile Vechiului Testament, în vreo ediție, pe pergament. Pavel dorește să-și continue studiile, indiferent de circumstanțele în care el se găsește. Vai ce puține lucruri trebuie unui om așa, să se simte bine. O manta și niște cărți. Wow! O manta și niște cărți. Pavel nu mai are nevoie de nimic acum. Pentru că va veni o vreme în care lista nevoilor noastre devine tot mai mică. Tot mai mică. Imaginea bunicii mele care seara lua o carte de cântări, aprindea lampa și cânta de una singură. Mi-a rămas pentru totdeauna. Cred că la bunica, dacă avea o lampă și o carte de cântări, era super. Nu mai avea nevoie de nimic altceva. Va veni o zi când vor începe să cadă de pe listă o serie de lucruri de care nu mai putem asta. Nu putem fără ele, Domnule. Nu mai putem fără ele. Ne-au convins reclamele că nu mai putem. Și am crezut. Și ne-am cumpărat de toate ce au zis ei. Și va veni o zi în care o să observăm că nu mai folosesc la nimic. Dacă rămâne o manta și niște cărți, lucrurile sunt superbe. Cineva a fost întrebat, zice, un mare creștin, un teolog vestit, zice, dacă ați rămâne singur pe o insulă și vi s-ar da posibilitatea să alegeți o singură carte, ce ați alege? Și toată lumea s-a așteptat Biblia. Și asta, spre surprinderea tuturor, a zis, nu, o carte de construit bărci. Nu. Păi era logic, nu? Era foarte logic. Ca să scapi de pe insulă pustie, nu? Ai nevoie de o carte să te învețe să construiești o barcă, să pleci de acolo. Simplu, nu? Nu, ne frică de logică, nu e așa? Dar va veni o zi în care vom avea nevoie de foarte puține lucruri. Gândiți-vă la zilele acelea și faceți o alegere corectă. S-ar putea să alegem ce nu ne folosește. Mi-a dat telefon cineva și spunea, domnule, m-a sunat cineva din închisoare și mă așteptam să-mi ceară ceva, domnule, eu știu, o Biblie. Nu? Cum să scape de păcate și de pușcă. Zice, mi-a cerut un televizor. Zice, nu pot să-mi cumpăr un televizor. M-am enervat pe el. Ăsta a luase o decizie prostească. Deci în pușcărie n-avea nevoie chiar de televizor. Avea nevoie de o Biblie, să se toarcă la Dumnezeu, să schimbe viața, nu? Dar s-ar putea să facem alegeri greșite. Va fi o zi în viața noastră când vom avea nevoie de foarte puține lucruri. Aceste ultimele zile din viața Apostolului Pavel sunt și zile în care se confruntă cu opoziție, cu oameni care nu te lasă în pace până în ultima zi. Okay? Nici dacă e ultima zi, nu îți n-au milă față de tine, nu?
Pagupa pe care o produce Apostolul Pavel Alexandru Căldăraru, despre care el spune că i-a făcut mult rău. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Nu știu ce rău i-a fi făcut lui Apostolul Pavel, dar cred că textul sugerează că ar fi depus mărturie împotriva apostolului la prima înfățișare la tribunal. Fratele Alexandru Căldăraru, eu l-am bănuit că e român pe ăsta. Și Alexandru și Căldărar, nu? Un român de la mai închis la culoare. Problema e că acest Alexandru Căldăraru ajunge în opoziție față de Evanghelie, față de ceea ce propovăduiește Apostolul Pavel. Ăsta și teologic este pe partea opusă. Este un dușman al Evangheliei. Probabil că este responsabil de arestarea și judecarea lui Pavel, nu știu. Dar Pavel zice, ăsta mi-a făcut mie mult rău. Și se răzbună pe el. Îl dă pe mâna Domnului. Cred că asta e cea mai bună răzbunare. Lăsați-l pe Căldăraru pe mâna Domnului. Okay? Nu-l dați pe mâna altuia. Că alții nu se pricepe așa ca Domnul să-l pună la punct pe Căldărarul ăsta. Dacă apostolul ar fi dezvoltat, ce știu, o conspirație să-l pună la punct pe Alexandru ăsta Căldăraru, cine știe, ar fi ajuns și el un alt Căldărar, un altul care se ocupă de așa ceva. Dar apostolul spune foarte clar, mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Bețea, punct, am terminat cu ăsta. Ceea ce poate face apostolul Pavel, să-i spună lui Timotei, ai grijă, păzește-te de ăsta, nu te du pe la el, nu te du la biserica lui. Nu colabora cu ăsta. Să știi cine este. Păzește-te să nu pățești ca și mine. Pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Pavel îl avertizează pe Timotei să se păzească de Alexandru. Următoarele versete însă aduc la lumină și faptul că Pavel este plin de credință și Domnul este împreună cu el și are această siguranță a prezenței lui Dumnezeu în viața lui. La prima înfățișare la tribunal, pentru a se apăra, Pavel este singur, se trezește singur. Nu vine nimeni în apărarea lui. Probabil că imediat după arestare, Luca nu era la Roma, nu venise încă la Roma și Pavel este singur, singur în tribunal. Nu are nimeni să fie de partea lui. Când Pavel zice, m-au lăsat singur, cred că se referă și la creștinii din Roma, care n-au venit la tribunal să-l apere pe Pavel, n-au venit nici măcar să fie alături cu el în tribunal, să știi, măi, nu ești singur aici în tribunalul ăsta. Când noi am fost dați în tribunal, biserica din Oradea, a fost un lucru absolut fantastic. Au venit sute de frați, toată biserica, bisericele baptiste, frați și alți pocăiți din oraș, toți au venit la tribunal. Dintr-o dată s-a blocat tribunalul, așa de multă lume a fost la tribunal. Faptul ăsta ne-a dat curaj. Nu eram singuri în fața judecătorului, aveam o mulțime mare de frați. Dar să te găsești singur în fața judecătorului și să nu fie nimeni cu tine, nici măcar să-ți oferă simpatie, nici măcar să-ți oferă prezența tăcută în spate, nu? Este teribil. Când Ilie a protestat și a zis, Doamne, am rămas singur, nu? Domnul i-a adus aminte că mai erau 7.000 de bărbați și cred că Ilie a fi spus, bun, dar unde să ia, nu? Îi ai cineva, prin ceva peșteri undeva, nu? Eu am nevoie de aici, dacă ar fi 7.000 cu mine, acum am zburat peste dealul ăsta. Sunt frați cu noi, dar stau acasă, nu? Sunt frați cu noi, dar nu vin la vot. Sunt frați cu noi, dar nu vin la adunarea generală. Știți despre ce vorbesc? Pormă zic, vin să plângă, vai frate, cum ne-ai lăsat? Păi, v-am lăsat că m-ați lăsat, nu? Nu e așa?
Nu este niciun confort să știi că cineva te iubește așa nascuns, nu? Ca o mamă din aia care vine să te pupe noaptea când dormi. Ziua nu-ți arată că te iubește deloc. Fii cu minte, stai acolo, nu mișca, du-te, vino și te pupă noaptea. Așa e uneori dragostea asta frățească, nu? Te iubesc, dar la tribunal nu vin. Și Pavel zice că se roagă pentru ei. Să nu li se ține în socoteală lucrul ăsta. Asta este un fel de, Doamne, iartă că nu știu ce fac, nu? Da, este rostirea Apostolului Pavel. Să nu li se ține în seamă lucrul ăsta. Poate neparticiparea ta, nu, sau a mea, poate fi chiar așa de păcătoasă, nu? Cred că da. Cred că da. Nu vi s-a întâmplat să aveți nevoie de cineva și el să spună, eu sunt neutru. Eu sunt neutru. Wow. Eu nu mă bag. Bă, dar ești prietenul meu. Da, am familie, am viața mea. Să nu li se țină în seamă lucrul ăsta. Să ai nevoie de ei și să te abandoneze când ai cea mai mare nevoie de ei, nu? Și, Doamne, știți ce dureros e asta? Mai ales când sunt de propria ta familie. Teribil, e groaznic. Atunci să-ți întoarcă spatele, când ai avea cea mai mare nevoie de ei, nu? Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Dacă ar fi fost după noi, probabil ar fi urmat o listă întreagă. Nu? Iată cine au fost lașii și trădătorii care m-au lăsat în gura leului și în tribunal și n-au venit. Ăla care a fost prieten cu mine de atâția ani, pentru care eu am făcut aia așa. Nu? Ce caracter, Domnule, sau lipsă de caracter. Pavel le închide pe toate cu o singură frază, să nu li se țină în socoteală lucrul ăsta. Amin, punct. Aha, ce bine ar fi să știm și noi să ne purtăm așa. Însă Domnul a stat lângă mine, spune Apostolul Pavel. Lipsa prietenilor nu înseamnă lipsa Domnului. Domnul este un prieten care nu te abandonează niciodată. Când Pavel este în dificultăți, cel care îl încurajează pe Apostolul Pavel este Domnul. În Corint, când evreii stau împotrivă, în Faptele Apostolului 18, versetul 5-10, Domnul vine la Apostolul Pavel și vorbește, nu tăcea, ai curaj, sunt mulți în cetate, sunt cu tine. În prima arestare în Ierusalim, când este arestat în Ierusalim, din nou, Faptele Apostolilor 23, versetul 10, din nou Domnul îl încurajează pe Apostolul Pavel. În timpul furtunii pe mare, Fapte 27, când toți sunt disperați, toți cred că o să se nece, Domnul îi vorbește Apostolului Pavel și îl încurajează. Pavel știe acest adevăr fundamental pe care ar trebui să-l știm și noi, indiferent în ce circunstanțe suntem. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei 13:5. Domnul îl izbăvește pe Pavel din gura leului. Foarte interesant. Domnul mă va izbăvi, zice el, și am fost izbăvit din gura leului. Expresia aceasta este foarte interesantă. Despre ce leu e vorba aici, Domnule? Fi căldărarul ăsta, așa un leu mare? Nu cred. Nero? Nu cred. Pavel știe un adevăr fundamental, care este următorul. În spatele tuturor relelor, în spatele tuturor oamenilor răi, stă Satan, care răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. El știe că are de luptat cu Satana, nu cu căldărarul ăsta. Nu cu Nero. Cu toate că nimeni nu a stat cu el, Pavel îl prezintă, își prezintă cu succes apărarea. N-a fost condamnat imediat, dar și nu i s-a cerut să se lepede de Domnul.
A fost izbăvit de satana. A biruit în prima înfățișare, la primul tribunal. Pavel își încheie această parte cu o declarație a încrederii sale în Dumnezeu. Și ascultați declarația aceasta. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. La prima vedere, ne așteptăm ca Pavel să fie izbăvit de judecata de la tribunal și să fie eliberat. Dar Pavel spune ceva foarte special. Ca să intru în împărăția lui cerească. Știe că izbăvirea care vine din partea lui Dumnezeu este moartea, este martirajul. Și știe că Dumnezeu va fi cu el până în momentul acela când va intra în împărăția cerească a lui Dumnezeu. A Domnului să fie slava în vecii vecilor, spune el. Ultimele cuvinte ale lui Pavel sunt de fapt expresia unui interes sincer pentru binele prietenilor săi. Pavel își amintește în mijlocul problemelor lui personale de prietenii săi care l-au ajutat în lucrare. Spune sănătate Priscile și lui Aquila și caselui Onisifor. Priscila și Aquila i-au pus la dispoziție casa în Corint. Au călătorit cu el în Efes. Au sponsorat o biserică în casa lor la Roma. S-au bucurat de un respect deosebit din partea apostolului Pavel. Au lucrat împreună la facerea cortului. Când nu mai avea bani, i-au oferit de lucru și au păstrat demnitatea apostolului și au lucrat corturi împreună. Aquila și Priscila. Priscilei și lui Aquila. Pavel este foarte drăguț aici, o menționează pe doamna prima dată. Ladies first. Și nu întâmplător. Să vedeți ce se întâmplă. Priscila este o matronă romană, o femeie dintr-o casă foarte bună din Roma, dintr-o familie mare de romani, care se căsătorește cu Aquila. Aquila este un evreu. După tradiție, se pare că Aquila, și nume de vultur, înseamnă vultur în latină, Aquila este un sclav din casa acestui om bogat. Dar un evreu isteț de treabă, nu? Și se căsătoresc fără voia familiei, de aceea sunt nevoiți să și plece din Roma. Dezvoltă un business foarte prosper în Grecia de astăzi, pe urmă trec Marea în Asia Mică și au un fel de chain, dacă vreți, de business-uri în care se fac corturi pentru armata romană. O meserie cu care Apostolul Pavel este foarte în bune relații, pentru că tatălui se pare că și-a câștigat cetățenia romană făcând corturi pentru armata romană. Aquila și Priscila îl cunosc pe Apostolul Pavel, îi oferă găzduire, devin sponsorii lucrării Apostolului Pavel și Priscila, care este mult mai educată și mai de soi, să zic așa, de sânge albastru, în devenirea teologică a acestei familii, ea deține primatul. Ea este aceea care cunoaște Scripturile. În discuțiile cu Apolo, de exemplu, tot Priscila este aceea care ia cuvântul și îl instruiește și pe Apolo. Și Apostolul Pavel are un respect deosebit pentru femeia aceasta, foarte educată, pentru Priscila, de aceea îi trimite sănătate ei și lui Aquila. Apoi Pavel vorbește despre Erast, care a rămas la Corint și își aduce aminte de Trofim, care a rămas bolnav la Milet, și toți aceștia au fost colegi cu Timotei în toate călătoriile misionare. Timotei știe foarte bine pe Trofim, îl știe foarte bine pe Erast, și Pavel îi menționează pe oamenii aceștia ca și lideri ai bisericii de atunci, ai lucrării lui Dumnezeu din partea aceea de lume,
Și chiar sunt ultimii patru menționați în versetul 21. Eubul, Pudens, Linus și Claudia, toți ăștia sunt liderii bisericii din Roma, probabil care vin și îl vizitează din când în când pe Apostolul Pavel și comunică cu el atunci când Apostolul este în închisoare. Își permite ca numele acestor lucrători din Roma să-i transmită salutări lui Timotei. În final, Pavel încheie cu o rugă pentru Timotei, ca Domnul să-l întărească sufletește și pe el și pe toți aceia care vor citi rândurile pe care el le scrie. Vreau să închei cu un citat din Oswald Sanders, care spunea despre liderul adevărat, adevăratul conducător. Adevărata măreție, adevărata conducere, este atinsă nu prin aducerea celor mulți în slujirea unuia, ci prin dăruirea altruistă a unuia în slujirea celor mulți. Adevăratul lider spiritual este interesat infinit mai mult de slujirea pe care o poate face lui Dumnezeu și semenilor săi, mai mult decât la beneficiile și plăcerile lui personale pe care le-ar putea obține de la viață. Pavel a fost un asemenea om. A slujit lui Dumnezeu și altora. Despre propria sa viață a spus-o simplu: m-am obișnuit în orice situație, zice el. Dacă e să fiu sărac, știu să fiu sărac. Dacă e să fiu bogat, mă pricep. Dacă sunt liber, e fain. Dacă nu, și pușcăria se transformă în biserică. El este omul care nu așteaptă pentru sine nimic. Pavel este guvernat de lozinca asta pe care am adoptat-o și noi când ne-am dus în primele misiuni în România și Doru își aduce aminte. Spuneam: băieți, plecăm pentru 2 săptămâni în România. Ne ducem în săli de sport, stadioane, predicăm Evanghelia. Avem o singură regulă. Și asta e: nu așteptați de la nimeni nimic. Și doi, așteptați-vă la orice. Asta este regula vieții Apostolului Pavel. Nu așteaptă de la nimeni nimic, dar să așteaptă și la orice. La orice surpriză, la orice dificultate. Nu iese surprins de nimic. Scopul lui este mult mai înalt decât circumstanțele. Orice se întâmplă, el este deasupra circumstanțelor, pentru că scopul lui este a sluji pe Dumnezeu și pe semenii lui. Pavel încheie o asemenea viață glorioasă. Se pare că a fost omorât, după câte spune tradiția, la Via Ostia, a fost decapitat la 3 mile afară din Roma. Nu știm dacă Timotei a ajuns sau nu a ajuns, l-a mai văzut viu pe Apostolul Pavel sau nu l-a văzut. Știm însă că a primit această scrisoare și scrisoarea asta a devenit parte din Noul Testament. Nu știm dacă Timotei, ajuns la Roma, a continuat ceea ce a făcut Apostolul Pavel la Roma. Oamenii mor, dar lucrarea lui Dumnezeu este veșnică. Va continua. Se încheie un an pentru fiecare dintre noi. Pentru mine personal a fost un an foarte deosebit. M-a ajutat Domnul în două lucruri care mi le-am dorit foarte mult. Mi-am dorit să termin cartea aceea despre Biserica din Oradea și Domnul mi-a dat harul să o termin și să o lansez și să fiu în România și să o împart altora. Și apoi Domnul mi-a dat harul să cumpărăm o nouă biserică pentru Biserica Agape, pentru comunitatea noastră. Fratele Țon m-a întrebat zilele trecute dacă eu cred în pasărea Phoenix. I-am zis: cum să nu? Eu sunt una din ele. Sigur că cred. Domnul ne-a ajutat să ne renaștem din propria noastră cenușă. Cu 2 ani și ceva am luat-o de la zero. Am fost îngrijorat,
înspăimântat, eu știu, n-aș putea să spun cuvintele exacte cum au fost, dar zilele trecute am găsit un citat care mi-a explicat totul și care m-a încurajat enorm de mult. În Atlanta există o biserică foarte mare, North Point se numește, a început-o un fiu de păstor, băiatul Stanley. A plecat cu mâna goală, a plecat singur și spunea el, a fost groaznic, a fost teribil, înspăimântător. Dar spunea el în cartea lui, Deep and Wide, care v-aș îndemna să o căutați, să o citiți, zicea el, într-o zi am găsit cuvintele unui om care a spus așa, când pleci cu mâna goală și singur, astea sunt două dovezi suficiente că te încrezi în Dumnezeu, că restul n-ai în cine, n-ai în ce. Cei care vin la Agape New Home, la noua casă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, spun exact același lucru. Ați plecat singuri și cu mâna goală. Și asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți la ce m-am gândit așa zilele astea umblând prin biserică? Mulți dintre cei care am plecat de la Elim ziceau cam așa, cum să lăsăm aici așa o biserică de $1,000,000, mă, fraților, plătite jos? Am lăsat, am plecat. Știți că s-ar putea și este foarte posibil ca Domnul să ne fi dat milionul ăla acum? Așa, overnight. Știți că s-ar putea să fim mai bogați acum în proprietăți decât ei? Nu știu, n-am făcut nicio evaluare, niciun sondaj de piață absolut deloc, dar vă spun că este foarte posibil, pentru că avem un Dumnezeu mare. Când pleci singur, cu mâna goală, dar încrezător în El, El deschide toate porțile, El face minuni. Aș vrea să vă încurajez în lucrul ăsta. Și să mulțumim lui Dumnezeu că a fost un an extraordinar pentru noi și să avem încredere că va fi și mai extraordinar anul care intrăm. Nu s-a terminat încă. N-am ajuns la finish. Știu că ultima sută de metri e foarte grea de parcurs. Nu? Cei care merg la maraton știu că anii bătrânețe sunt grei. Deja încep să-i simt. Știu lucrurile astea, dar nu s-a terminat încă. Putem termina bine, frumos, în glorie, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că El este cu noi și ne va ajuta să intrăm, așa cum zice Apostolul Pavel, în împărăția Lui glorioasă. Vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată de Domnul în săptămâna care vine. Este o săptămână mare, ultimele zile dintr-un an, primele din altul. Vă invit să veniți cu noi și după masă și miercuri seara la o seară de rugăciune. Să începem anul ăsta cu o seară de rugăciune. Miercuri seara de la ora 6, prima zi din anul 2014, să avem o seară de rugăciune. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare acum și să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul care ne l-a dat și pentru harul de a fi împreună în această dimineață. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, îți mulțumim din toată inima.